Bună, dragii mei! Astăzi am să continui cu seria de predicții cu cărțile de oracol pentru următoarele 15 zile pe zodii. Am rămas la zodiile de apă, așadar voi face o etalare în trei variante pentru semnele de apă, pentru zodia de apă, rac, scorpion și zodia pești. Și am să încep cu zodia rac, așadar să vedem cum vor fi următoarele 15 zile, ce reușite pot avea raci în următoarele 15 zile, deci cei născuți în zodia rac sau cu ascendent în zodia rac, să vedem la ce vă puteți aștepta, care sunt evenimentele, reușitele, se grăbesc niște greutăți, poate eforturi, sau poate unii ieșiți la munte, vă duceți la munte, la aer, stați mai mult în natură, dar trebuie să vă odihniți mai mult, să vă ocupați mai mult de, poate de a vă aerisi, a vă face exerciții de respirație, a trăi mai sănătos. Atenție la obstacole sau la oboseli, totuși. Așadar, să vedem zodia rac următoarele 15 zile. Ce se întâmplă pe fiecare plan important? Se grăbesc foarte multe lucruri. O aglomerație, niște femei aici. Prietenii, împăcări, revederi chiar, poate pentru unii, dragoste împărtășită. Poate cu cineva care v-a mai trădat, totuși să știți că atenție că s-ar putea să aveți de-a face cu un bărbat care nu e tocmai fidel. Cei din zodia rac sau voi, dacă sunteți deja într-o relație, s-ar putea să vă mai placă de cineva, mai ales dacă sunteți bărbați. Văd aici că pe socializare aveți o problemă de rezolvat, ceva din urmă. Aveți nevoie de mai multă credință, poate. Sau veți face cunoștințe cu persoane care au credință, au anumite credințe religioase, vă întâlniți pe plan spiritual cu anumite persoane. Vedem ce ne dezvăluie cărțile pentru cei de la zodia rac, așadar pentru următoarele 15 zile. Să vedem care sunt energiile. Să vedem. Da, exact, comunicarea. Joacă un rol important comunicarea, socializarea. Văd că vă hotărâți, poate unii dintre voi chiar să vă căsătoriți. Sunteți foarte doritori de a avea o dragoste, de a vă împăca cu cineva, de a avea o relație cu cineva. Sunteți mai, cu toate că unii dintre voi vă văd aici și într-o trădare, atenție pe, totuși, orică sunteți voi mai șireți, nu spuneți totul, vă țineți pentru voi secretele, ori aveți de-a face cu cineva cam dintre rude, mă rog, apropiați, mai fals, o prietenie falsă văd aici, poate chiar legată de un contract, legată de casă, poate legat și de contract de casă sau legat de familie. Aici pare că cineva nu e tocmai sincer. Sunteți într-o bifurcație, orică sunteți între două relații, aveți de ales între două persoane, o persoană cu care ați dorit poate să vă împăcați și una cu care a apărut pe parcurs, o persoană foarte senzuală, foarte ispititoare. Ambele pot duce către o căsătorie. Vă văd aici pe voi și ca bărbați și ca femeie sunteți într-o bifurcație. Ca femei vă orientați poate mai mult pe trecut, ca bărbat vă văd și pe trecut și pe viitor, aveți așa între două femei. Pentru bani aici văd că joacă un rol important socializarea, evenimentele, contractele, deci pot apărea în câștiguri noutăți legate de contracte. Sunteți o persoană poate iubită în anturajul vostru, unii dintre voi poate chiar la locul de muncă aveți pe cineva, aveți poate și niște evenimente de sărbătorii la locul de muncă sau cineva vă propune o prietenie, o dragoste sau vrea să vă împăcați. Poate cu cineva cu care ați avut o discuție, o dispută la locul de muncă, apare șansa împăcării. Apar oferte noi de a câștiga niște bani, poate și prin intermediul unor prietenii, unei femei în mod special.
Credință, văd că unii dintre voi poate faceți drumuri legate de credință, să vă duceți la vreo mănăstire, la vreo biserică, poate undeva. Puteți avea sprijinul unei persoane importante, unui bărbat, poate mai în vârstă sau preot, poate chiar vă veți purifica, curăța energiile sau chiar vă veți imuniza, să spunem așa, împotriva unor energii negative. Încercați în această perioadă parcă să vă imunizați. Vă vin vești de dragoste, deci pe surpriză pentru voi, pentru unii pot să vină chiar propuneri în căsătorie sau declarații de dragoste, persoane care să-și facă cunoscute sentimentele sau chiar și din trecutul vostru cineva să vrea să vă caute, să vă ceară iertare, să încerce cumva să reia legătura cu voi. Voi sunteți într-o situație puțin cam de prudență, aveți, vă, nu știți, să, nu prea sunteți deciși în ce direcție să vă orientați, dar aveți grijă ce proiectați, pentru că așa va fi. Deci vă puteți împlini dorințele, poate contează și felul în care vedeți voi, viziunea pe care o aveți voi asupra viitorului, pentru că așa va fi. Dacă sunteți sub un semn de, și de hazard, să zic așa, dar atenție și pe riscuri. Ca femei, unele dintre voi puteți avea și rămâne și însărcinate, dar e bine să fiți mai prudente pe sănătate, să nu riscați. Văd aici cu foarte multe, aveți poate evenimente, aveți aniversări, onomastici, proiecte care succes în ceva pentru care trebuie sărbătorit în această perioadă. Faceți noi contracte chiar pentru unii, pot apărea și acest lucru, dar fiți atenți ce semnați totuși sau fiți atenți în relații, că aici ar trebui poate să fiți mai clar, să nu fiți nesinceri, pentru că e cu risc. Adică dacă minți acum, mai târziu vei fi și tu mințit sau vei suporta consecințele minciunii. Trebuie să fii foarte clar în ceea ce faci ca femeie și ca bărbat. Văd aici și ca bărbat și ca femeie foarte, foarte senzual, foarte deschiși către a dori niște avea o întâlnire, o relație intimă cu cineva. Pentru unele chiar și mult romantism ca femei, aducere aminte, nostalgie. Nostalgie după locul de muncă pe care l-ați avut sau după o relație care ați avut-o cu cineva din trecut cu care poate ați și lucrat împreună sau care ați fost într-o relație care se ducă către căsătorie sau care e către, care putea fi căsătorie sau chiar a fost căsătorie. Și e posibil pentru unii chiar să apară împăcarea. Da? Deci apare împăcarea. Deci pot să spun că pentru unii, mulți dintre voi, dintre raci, care ați avut o relație foarte puternică cu o anumită persoană, adică a fost o dragoste împărtășită, această relație se poate relua. Posibil ca bărbatul să mai aibă și o alta sau posibil ca o altă femeie să încerce să-l atragă pe bărbatul vostru, spre exemplu, să mai apară o altă femeie, poate chiar de la locul de muncă. Cam asta e ce văd la raci. Așadar, e o lună frumușică, interesantă, cu multă armonie, pace, da, liniște, sentimente împărtășite. La voi contează foarte mult cum gândiți voi, cam zis, cum vă proiectați voi, parcă așa se și întâmplă lucrurile. Așadar, aveți grijă ce gândiți, ce vă doriți că se împlinește. Și văd aici numere pentru voi care ar putea fi norocoase în următoarele 15 zile. Sunt 38, 20, 24, 14, 25, 29, 22, 28, 30, 9, 29, 39. Și haideți să vedem și zodia Scorpion. Ce se întâmplă în următoarele 15 zile pentru cei care sunteți născuți în zodia Scorpion sau care aveți ascendent în zodia 8. La voi se grăbește socializarea, niște prietenii, poate întâlniri, evenimente. Haideți să vedem. Multă comunicare, multe vești care pot apărea. Deci să vedem pentru zodia Scorpion ce se întâmplă în următoarele 15 zile în planurile importante. Uh,
wow, secrete, vești, noutăți și pentru voi pot apărea acte, contracte, pot apărea chiar secrete legate de căsnicie la voi. Atenție aici că mi-apare cineva o înșelătorie, o trădare legat de un contract, de o căsnicie, apar niște secrete la suprafață, mai multă înțelepciune cu banii, poate cu câștigurile, cu investițiile, vi se cere să fiți mai prudenți, mai înțelepți. Unii dintre voi poate și lucrați în tur, ai lucrat și schimburi de noapte pentru a câștiga mai bine. Poate unii dintre voi preferați să lucrați schimb de noapte pentru că veți câștiga mai bine, poate și acest lucru. Dar vi se cere câteodată răbdare și înțelepciune, prudență, poate chiar pe cheltuieli. Haideți să vedem ce mai îmi spun aici cărțile. Wow, casa joacă un rol important pentru voi. Casa joacă un rol foarte important. Orică vă faceți o casă, vă doriți o casă, orică stați acasă, poate unii dintre voi, stați mai mult acasă. Fiți mai atenți cu casa, totuși cu actele, apar niște vești. Aici trebuie să faceți niște acte, poate unii dintre voi. Sunteți protejați, vă văd așa totuși într-o situație legat de casă, totuși sunteți într-un fel sau altul protejați. Dar trebuie să fiți prudenți, că apar niște schimbări, să știți, poate unii trebuie să faceți o mutare, o schimbare, atenție și pe sănătate și atenție și pe servicii, că pentru unii trebuie să faceți o mutare, o schimbare, orică trebuie să stați acasă, orică trebuie să vă ocupați de sănătate, sau aveți niște griji totuși legate de muncă, aveți și o trădare, atenție că la muncă, pe muncă, deci legat de muncă, dacă doriți să munciți sau dacă aveți de muncă, atenție că aici pot apărea niște neplăceri. Niște griji, niște discuții, niște un stres, o trădare, o înșelătorie, lipsă de comunicare, poate chiar să se rupă un contract, da? Deci, pentru că vă văd că faceți schimbări aici, voi faceți o mutare, vă mutați în altă parte posibil. Pentru unii puteți să aflați și de cineva care, de un deces. Poate posibil să primiți și o moștenire, pe la unii poate să fie și o astfel de situație, pentru că totuși trebuie să fiți prudenți pe cheltuieli, pe acte, pe ce semnați, dacă faceți împrumut, vrei să vinde, să cumpărați ceva, aici mai prudență. Mai prudență că apare o vulpe, exact pe cheltuieli, da? Și atunci văd că și pe venituri îmi apare aici această lupă în care trebuie să vedeți bine ce semnați, ce cereri faceți, da? Deci, să nu pierdeți bani, să nu pierdeți hârtii, da? Pentru că apare o vulpe, apare o înșelătorie, are legătură, deci trebuie să aveți mai mult, să vă bazați pe persoane în care aveți încredere, în familie poate, dar totuși văd că sunteți stresați unii dintre voi, stresați poate și din cauza unui părinte, că orică e bolnav, orică aveți niște neînțelegeri, niște discuții, pot apărea acolo niște certuri, atenție aici, că văd... Aveți foarte multe și șoricei și vulpe și șarpele și aveți și această carte a lupul acesta care stă și păzește aici o, da, deci cartea morții, cum ar veni. Deci atenție totuși că sunteți într-un pericol totuși, într-un pericol legat de sănătate sau legat de servicii de muncă, de cheltuieli, deci de venituri. Văd că acasă totuși vă simțiți în siguranță, un bărbat că parcă, să zic, vă protejează, poate să fie părinte sau partener sau un copil, poate să fie cineva. Văd că cu copiii puteți să aveți totuși un păcar, niște relații, chiar dacă vine după niște griji, după o trădare, după niște certuri. Păstrați-vă încrederea, partenerul pare fidel. Pentru unele dintre voi apare o nouă relație, o nouă șansă, chiar poate să rămâneți însărcinată sau... Veți fi bunică, mamă, nu știu, aici mi-apar și barza și mi-apar și actele cu felicitări, da? Deci poate să apară o schimbare, dar totuși prudență pe sănătate, pe drumuri, apar vești de drumuri, poate sau trebuie să faceți niște acte legate de niște drumuri, da? Poate pentru sănătate. Prudență, deci, pe sănătate, pentru că puteți avea o pierdere, o pagubă, deci, orică aveți ceva, un contract care are limită, fie de casă, fie de servici, fie de sănătate și trebuie să-l renoiți aici și trebuie să fiți prudenți pe ce semnați. Aici văd că se reactualizează niște lucruri, aveți pe cineva care poate vă păzește, vă urmărește, încearcă să vă blocheze, încearcă să vă țină pe loc într-un fel, deci fiți prudente, prudenți.
Vă trebuie mai multă credință, mai multă fidelitate, mai multă încredere în voi și mai multă sinceritate totodată, atât cu voi cât și cu cei cu care aveți de-a face, să căutați anturajele, să vi le curățați, că v-am zis, vulpea și șarpele aici nu fac casă bună cu nimeni. Deci, și șoricei, da? Deci rod, ca să zic așa, simbolul acesta aduce griji, neliniște, aduce persoane care la servici, care vă rod într-un fel sau altul, vă destabilizează sau sunteți într-o situație instabilă la servici și puteți avea în aceste 15 zile niște preocupări, griji, neliniști, stres, oboseală. De aceea văd că voi sunteți preocupați de casă, orică trebuie să stați acasă, veți sta acasă, orică la servici pot apărea certuri, discuții, neplăceri din cauza invidiei, geloziei. Atenție, și dacă lucrați suplimentar ceva, că și aici e invidie, gelozie, vă puteți și certa și împăca cu niște dușmani, în același timp vă puteți trezi cu niște dușmani, dar cu care până la urmă parcă vă și împăcați, parcă voi sunteți într-o prietenie cu dușmanii, să zic așa, într-un fel sau altul, voi sau nevoit, într-un fel sunteți în acest cerc. Vă văd eu aici, totuși, în care apar și vești, orică vă vin cu, încearcă să facă pace cu voi, dar tot false persoane sunt, tot infidele, tot geloase, tot, sau voi, poate sunteți chiar voi această persoană și atunci trebuie să fiți mai prudenți, să nu înveninați pe cei din jurul vostru, pentru că veți avea, cum să zic, griji, pagube, stres, singurătate, poate chiar, da, deci văd, pe relații văd aici care sunteți singuri, apar noutăți, care sunteți într-o relație, pare că ar putea veni vești bune legate de relație, vă pare că partenerul vă iubește, vă e fidel, ține la voi, cu toate că voi poate sunteți puțin mai șmecheri, mai șmechere, hoția aici îmi pare că ar fi din partea voastră mai mult, ca și gelozia și invidia pare, sau voi stârniți invidie și gelozie prin felul vostru de a fi, pentru că încercați voi să vă impuneți într-un fel sau altul și scoateți din ceilalți și partea rea a lucrurilor, dar atenție totuși pe sănătate, că aici poate apărea o schimbare, poate apărea o perioadă și de depresie, să zic așa, poate, de aceea trebuie să fiți mai prudenți. Cam asta e ce văd și să vă spun și numerele voastre. Voi văd că aveți aici și multe semne de apă, chiar aveți multe semne de apă voi în aceste două săptămâni și de foc. Aveți numărul 4, 44, 17, 15, 37, 8, 18, 14, 27, 23, 7 și 9. Acestea ar putea fi numere norocoase pentru voi în următoarele două săptămâni. Și haideți să vedem și la varianta cu piatra, cu varianta cu zodia pește. Obișnuită cu etalările în trei variante pe cu piatra, acum sunt pe semne zodiacale, am ajuns la zodia pește, așadar, haideți să vedem ce se întâmplă în următoarele două săptămâni, 15 zile, pentru cei care sunteți născuți în zodia pești sau care aveți ascendentul în zodia pești. Vedem pentru ce vă veți bucura, ce reușite puteți avea. Reușitele voastre pot veni tot prin socializare, dar atenție pe socializare, că și la voi pot apărea certuri, împăcări, invidie, gelozie, trădare, împăcare, să zic așa, sau vă împăcați cu un trădător, cu o trădătoare, cu cineva care v-a înșelat, v-a invidiat. Da. Puteți stârni niște invidii pentru niște prietenii, poate, și acest lucru pentru anumită prietenie, veți să vedem ce ne spun cărțile, deci la zodia pește. Sau pot să fie chiar și lucruri malefice, oculte. Deci, trădarea asta poate să vină și din niște ceva ocult. Da. Și la voi, atenție, și voi, zodia pește, sănătate. Aici, orică treceți printr-un doliu, printr-o singurătate, printr-o izolare, ori atenție pe sănătate. Da, atenție pe sănătate mai mult aici, încercați să fiți mai calmi, poate, să fiți mai puțin agitați, să fiți mai înțelepți.
Văd că totuși bani nu vă lipsesc. Deci la cei din Zodia Pești aveți orică aveți vreo moștenire. Poate pentru unii chiar vine o moștenire. Poate unii treceți printr-un doliu, vă vine și o moștenire. Este foarte posibil și acest lucru. Sau aveți o moștenire care vă produce bani, aduce bani. Cum ar fi, aveți, nu știu, un teren, un pământ, ceva, sau o casă moștenită care ați închiriat-o, spre exemplu, sau o vindeți. Că apar niște beneficii aici, niște câștiguri care pot veni și din ereditare, dar totuși atenție pe cheltuieli. Atenție pe cheltuieli sau pe ce semnați pentru a face cumpărături cheltuieli, cum spre exemplu, aici că pot apărea discuții. Unii dintre voi faceți un contract, faceți poate o asigurare, faceți ceva legat de sănătate, poate chiar, sau de drumuri, sau faceți drumuri pentru niște contracte, pentru o relație, pentru a vă căsători cu cineva, poate chiar e vorba și aici, aveți vești, poate invitații să vă duceți undeva la un eveniment. Pentru dragoste văd că totuși sunteți o persoană care mai aveți și discuții dacă aveți o anumită relație cu cineva, poate și legat de intimitate, pentru că aveți de-a face cu o persoană care e mai senzuală sau voi sunteți mai senzuali și atunci pot apărea și certuri, discuții, conflicte, poate multă pasiune și apare și o situație așa în inima voastră, parcă mai pedepsiți câteodată, vă mai răzbunați, să zic așa, într-un fel, sau trebuie să faceți o clarificare în relația cu persoana iubită. Cei singuri aici pare că cineva vă urmărește, cineva vrea să vă aibă cu voi o relație, dar sunteți voi mai puși pe ceartă, nu prea aveți bâzdâc, nu prea aveți așa multă încredere, scoateți la suprafață, să zic, defectele, vă uitați mai mult după defecte. Toate că aici la Pești, la Zodia Pești, văd că în următoarele două săptămâni pot apărea noutăți de acte, de contracte, ceva. Și pe muncă, văd aici că voi aveți stabilitate, aveți de muncă, aveți pe cineva care de încredere la muncă sau sunteți o persoană de bază, o persoană care aveți să zic așa, sunteți de încredere, se bazează cei cu care lucrați la muncă, se bazează sau vă vin vești de un loc de muncă, tocmai de la un prieten, de la cineva de încredere. Pentru unii chiar să lucrați și de noapte, să faceți... sau vă trebuie mai multă înțelepciune pe timp de noapte, la ieșirile de noapte, spre exemplu, să vă orientați mai bine pentru ca să nu aveți probleme. În orice caz, vi se cere mai multă încredere în voi și, totuși, prudență pe sănătate. Voi vă veți îndrăgosti în aceasta sau sunteți mai îndrăgostiți, nu știu, de muncă, de viață, de voi, de o anumită persoană. Păreți aici că aveți pe cineva care vă protejează. Deci vă vin bani, vă vin niște venituri sau se face un nou contract, se mărește ceva în contractul vostru, veți avea mai multă stabilitate, parcă vă veți găsi mai ușor, vă veți orienta mai ușor sau veți învăța să vă orientați mai ușor. Da, deci pare că pentru voi nu va fi o lună foarte grea, cu toate că treceți printr-o depresie sau acasă, locul în care sunteți voi, totuși e ceva acolo în regulă care aduce o situație de... Orică trebuie să stați pe loc, să stați acasă, sunteți într-un blocaj, orică aveți și o dezamăgire totuși, aveți o problemă, cineva care parcă stă și vă păzește, cineva care parcă vrea să... Ori trebuie să țineți voi de secretele voastre mai mult, totuși că cineva parcă încearcă cumva să vă blocheze. Așadar, încercați să fiți mai cu credință, cu mai multă încredere în voi. Poate să faceți o clarificare pentru că puteți să aveți succes, să aveți reușită, să vă orientați mai bine. Deci dacă sunteți în relațiile pe care le aveți de muncă sau de servici, de relații, mai mult de relațiile interpersonale decât de muncă. La muncă pare că totul pare bine, dar în relații interpersonale totuși trebuie să faceți poate o clarificare. Unii poate chiar vă gândiți să vă întoarceți în locurile natale, la părinți, la locurile de unde sunt părinții, spre exemplu, sau acolo poate apărea o problemă legată de o moștenire care până la urmă se rezolvă cu bine după ce faceți o clarificare. Da, cam asta e ce văd eu și la Zodia Pești pentru următoarele două săptămâni. Și numerele voastre norocoase sunt 8, 5, 15, 10, 11, 41, 29, 44, 25, 18, 12 și 42. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că veți regăsi pe parcursul următoarele două săptămâni și că vă vor fi de folos aceste predicții, acum că știți și care sunt energiile și cum le-ați putea folosi pentru a avea mai mult succes în următoarele două săptămâni.
Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!